Sigurjonsson. Se complică mult Ilfoveni și este lovitură liberă pentru echipa oaspete. Este penalti și cartonaș galben pe care îl vede cine? Chițu, am impresia că a protestat. Este penalti pentru FC Voluntari. A fost un hands probabil în care Sigurjonsson deja a arestat mingea și se pregătește să bată penaltiul. Răduț pentru Sigurjonsson, acesta scoate înapoi. Un șut al lui Helder Tavares care lovește mâna lui Bausa, cred. Nu, ambele mâini ale lui Dani Enriques sunt lovite, s-a apărat ca la volei. Aici fundașul olandez al Craiovei. De această dată nu mai are niciun dubiu Horațiu Feșnic. Penalti pentru echipa oaspete, Aligi îl împinge pe Bausa. Acesta rămâne întins pe gazon. Avem și un pic de circ acum pe final de meci. Îngrijorați Nicolo Napoli, de unde formația s-a avea 3-0 în urmă cu 20 de minute. Acum există șansa să se facă 3-2. Roșu, Aligi, este eliminat. Odată pentru că l-a împins pe Bausa, probabil, dar a doua oară nu-mi dau seama de ce a văzut al doilea galben. Presupunând că a văzut al doilea galben. Dani Enriques și el vede cartonașul galben pentru Hensul, care a condus la penalti. Aligi mai avea un cartonaș galben de la faultul de la centrul terenului asupra lui Bausa. Vede al doilea galben și își lasă echipa în inferioritate numerică. Și pentru ce? Pentru ce să faci așa ceva pe final de meci, când echipa ta are șansa să revină în această partidă? Pe cât de frumos a fost golul marcat de Nasser Aligi, pe atât de puțin cugetată este comportarea sa ulterioară. Încă un jucător craiovean, cred că a văzut cartonașul galben și este trimis de la punctul de la 11 metri. Minutul 84. Runar Sigurjonsson față în față cu Ionuț Gurău. Șansă pentru Voluntari să se apropie la un singur gol pe acest final de meci. Sigurjonsson, un executant sigur al loviturilor de la 11 metri, îl învinge cu siguranță pe Gurău, chiar dacă, iată, gest nesportiv, apare o a doua minge pe teren, chiar în momentul în care islandezul executa lovitura de la 11 metri. Final de meci palpitant aici la Craiova. 3-2. Dezavantajul Voluntarului este că a rămas cu un om mai puțin, după al doilea galben văzut de Aligi. Cineva ar trebui să-și dea seama de unde a apărut acea a doua minge și să ia niște măsuri disciplinare, mă gândesc, organizatorice. Chiar nu se face așa ceva. Minutul 85.